Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și propun să începem și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Tamina. Iar prima întrebare este, pe cine admir cel mai mult și de ce? Ok. Cred că pot să spun că îl admir foarte mult pe Florin, partenerul meu. Partenerul meu de viață și de business. Oare se aude? O să-l dai eu mai tare. Deci ziceam că îl admir cel mai mult pe Florin, partenerul meu de viață și de business. Da. Și îl admir pentru că este un optimist extraordinar, de ți vine să fugi cu ideile tale realisto-pesimiste atunci când stai de vorbă cu el. Și pe lângă asta e un tip extrem de blând și de iubitor. Basically, cam în regulă. No. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv, să-l numim? În ultimul an, cred că cel mai mare impact obicei pe care mi l-am creat este cursul de dans contemporan. M-am apucat de dans contemporan. Nice. Da. Și asta înseamnă că fac dintr-o dată o formă de artă, de comunicare și de sport și e extraordinar pentru mine. Nu. Mișto. Și de cât timp? Chiar de un an cred că m-am apucat și am perioade în care îmi fac în fiecare săptămână și perioade în care fac, nu știu, o dată pe lună sau... Nu, o dată pe lună e puțin, dar oricum, destul de frecvent. Ideea e că rămâne acolo constant. Da. Și îmi luminează zilele super tare chestia asta, nu? Bine. Da. Trecem la următoarea atunci. Ok. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Da. Cred că aș învăța, dacă aș ști cum, aș învăța pe oricine să aibă răbdare. Cred că răbdare e un lucru foarte important și foarte greu de învățat. Cred că odată cu vârsta se schimbă dinamica răbdării, ca să zic așa. Și un al doilea lucru ar fi curajul, care iarăși vine de undeva de mai departe. Nu poți să-l înveți de pe o zi pe altă. De fapt, nici nu știu dacă poți să-l înveți, curajul. Dar e nevoie de foarte mult curaj, în general, și e foarte important. Cred că astea două sunt principalele două lucruri. Pe care le-ai... Da, mai departe. Da, dacă aș ști cum. Poate vei descoperi. Da, ar fi fain. Ok. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Uite, asta e o întrebare la care nu știu sigur să răspund. Cred că aici aș putea să mă gândesc la fetița mea. Sigur, cred că toată lumea se gândește la copii. Nu a fost o investiție așa de mare. Nu a fost nici planificată și nici nu am petrecut extrem de mult timp concentrându-mă pe ea, spre deosebire de alți părinți, vreau să zic. Dar cred că energia pe care am investit-o în ea are foarte multe roade. Este un copil foarte, foarte mișto. Nu plânge, e veselă tot timpul, învață extrem de repede tot. Sigur, toți copiii sunt genii, dar i-aș da ei tot creditul pentru chestia asta. Da. Asta ar fi poate cel mai semnificativ lucru recent. Altfel, consider că investițiile în oameni sunt foarte importante. Nu are sens să intrăm în partea de business, că nu e așa de relevant. În realitate și businessul se referă tot la oameni și atunci Exact. Investiția în oameni e foarte importantă. Sper să reușesc să o fac cum trebuie, din ce în ce mai bine, pentru că din diverse motive nu o faci cum trebuie tot timpul. Și atunci câteodată ai poate remușcări sau poate îți dorești să faci mai bine, dar aș marșa pe chestia asta. Uite, un
Goal setat. Da, da, vreau. Acum poate mă resetez și niște... Nu, dar sunt super conștientă de asta. Dar bine nice. Că spun. Da, da, da. Uh-huh. Bine. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Da, depinde cine consideră. Am trei lucruri de care aș vorbi aici. Da. Cred că unul din ele ar fi antreprenoriatul în România, nu? Ești de acord aici? un alt lucru pe care l-am făcut și pe care l-aș mai face de 1000 de ori și multor oameni se pare nebunesc e o excursie foarte lungă în Asia. Am fost 3 luni cap-coadă prin Asia, am traversat toată Asia și aș mai face-o încă o dată de mai multe ori. Și cred că mai e o chestie pe care mulți nu înțeleg. Cred că e nebunesc să iubești 2 oameni în același timp. Dar nu aș intra în detalii aici. Sigur. Adică ideea asta nu e foarte ușor de înțeles și e nebunesc. Na, na. Dar există. Cu siguranță. Na. Bine. Trecem la următoare. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Zic direct, nu? Treziți-vă! Aveți grijă de planeta asta și lăsați prostiile! Ce tare! Cool. Da. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Ca să nu devin enervantă, pentru că mă enervez pe mine, cred că cea mai bună refulare este în plâns, deci ajung să plâng, sau vorbesc cu prietenii apropiați care mă ajută să mă restabilizez și să mă refocusez pe ce trebuie. Nu. Ok. Nu. Sună bine. Yeah. Te scapă de momentul, adică e o soluție rapidă? Da, e o soluție rapidă, exact. Și plânsul e o soluție rapidă. Înțeleg. Nu. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? M-ar face bogată o muncă de creație, în același timp cu o muncă în echipă și o muncă cu un anumit focus social, să-i zicem. De exemplu, munca în biroul meu de arhitectură se potrivește foarte mult cu povestea asta, cu cele 3 componente de care povesteam. Da. Dar trebuie, într-adevăr, ca fericirea să fie și monedă națională ca să funcționeze lucrurile până la capăt. Cu pentru siguranță. Că altfel, în toată ecuația asta, apare factorul financiar care nu ne ajută lucrurile să meargă până la capăt. Da. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Da. Aș recomanda cartea sau cursul pe care mi l-a recomandat la rândul ei o prietenă, care se numește Nonviolent Communication și se referă la comunicarea colaborativă sau compasională, compassionate în engleză, și e bazată pe ideea că toți oamenii au capacitate de empatie și compasiune, dar mulți dintre noi reacționăm violent din cauza că nu găsim rapid strategii mai bune. Și ideea ar fi să învățăm să ne stăpânim, mă rog, toți monștri interiori pentru a nu le face rău celorlalți. Asta aș recomanda, pentru că e o problemă pe care o vezi peste tot în jur. Și atunci poate că ar rezolva niște lucruri. Da. În regulă. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Da, asta e una faină. Pot spune că am depășit frica de a vorbi în public și e un pas foarte mare pentru mine. Am învățat că odată cu experiența vorbitului în public vine și relaxarea și obișnuința de a vorbi în fața oamenilor. Am învățat că vorbitul în public e mai mult despre cum ești, mai puțin despre ce spui, bineînțeles, e important și ce spui, dar e foarte important cum ești, de aceea e important să fii relaxat și autentic.
Ok, deci asta ar fi. Da, cred că e cea mai mare frică. Tu știi că vorbitul în public e number one. Number one în lume, nu ai. Pentru mine e un pas mare. Aici da, mulțumesc. Da. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Da. Cred că sunt trei lucruri importante care creează, care ajută la crearea acestor reușite sau eșecuri. Și astea sunt educația, personalitatea și contextul. E foarte important contextul. Și contextul se referă atât la grupul de oameni apropiați, care poate ajuta foarte, foarte mult, dar și la, nu știu, contextul național, economic, social, care poate ajuta sau poate înfruna succesul, să zicem, sau cauza eșecul de-a dreptul. Și asta e o chestiune. Deci cele trei. Educație, personalitate și context. În regulă. Da. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Da, e simplu. Aș pleca în Asia. Pentru, în primul rând, pentru o perioadă scurtă de timp, pentru un fel de scouting, pentru a găsi locul în care să trăiesc. Și în al doilea rând, apoi mi-aș lua familia cu mine, fetița, partenerul și părinții. Nu aș pleca fără părinții mei. Nice. Da. Deci, ai plecat cu toată familia. Aș pleca cu totul, da. Da. În regulă. Și iau în calcul chestia. Adică există in the back of my mind. Am deadline 2020. Cool. Bine. Bine. Vom vedea. Depinde foarte mult ce se întâmplă în contextul politic și social. Actual. Sincer. Nu, nu, nu. Adică chiar are legătură. Cred că toți. Cred că mulți oameni cu care vorbești au chestia asta sau... Nu știu. Rămâne. Nu atât de... De clar. De clar, poate. Nu. No. Nu. No. No. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Am două sfaturi. Unu. Ai mai multă răbdare, fata mea. Și da. Doi. Când nu te descurci cu ceva, găsește pe altcineva care să o facă, care știe cum să o facă. Nu te chinui, că nu iese. Cere ajutor. Da, cere ajutor, exact, exact. Bine. Bun. Trecem la următoarea. Care e... Mulțumesc. Da. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Da. Cred că răspunsul e valabil și din punct de vedere profesional și din punct de vedere personal. În primul rând, cu argumente poți obține ce vrei. În al doilea rând, în foarte multe situații te ajută să ilustrezi argumentele sub o formă sau alta, că faci o imagine, faci vizual. O prezentare, da, vizual, că faci o schemă, că explici cuiva pe perete sau pe tablă o chestie. Și în al treilea rând, cu bine și cu drag, adică cu binișorul, nu cu forța, nu cu violență și așa. Diplomație. Da, diplomație, exact, da. Uh-huh. Bine. Nice. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Adică sunt de acord și cu un succes mediocru în care stai în biroul tău și rezolvi, nu știu, prin proiectele pe care le faci, niște probleme sociale sau whatever. În orice caz, la mine succesul s-a dus mai mult în zona asta de rezolvare ale problemelor sociale. Da. Dar iarăși are legătură cu contextul în care ești. Cu siguranță. Cu ce se întâmplă în jurul tău. Asta îți formează percepția despre succes și fericire. Absolut. Nu. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată, ți-ai dorit să te întrebe, Tamina? Nu vine în cap de întrebări de genul ăsta. Dar mi-aș dori ca oamenii, și inclusiv eu, ca oamenii să primească mai ușor feedback negativ. Dacă vrei, intrăm în această discuție. Bine. E nevoie de chestia asta. Mi-aș dori să mă întrebe, hei, ce nu e bine cu mine? Și pentru că eu la rândul meu am genul ăsta de introspecție. Mi-ar plăcea să fie și zisă și să fie mai ușor de înghițit feedback-ul negativ. De analizat cumva, să nu-l respingi. Da.
Da, fără să intre în defensivă, fără să Să-l respingă. îmbrățișez cumva. Da, să-l creezi din asta o discuție, un subiect, Spui o... niște întrebări. Exact. Nice. Da.